Salutare, oameni buni, și bine am găsit la un nou episod din fermă, unde astăzi vom merge la oi să dăm apă cu 445-ul de TC și rezervorul de apă făcut de mine. Și acum să dau tractorul mai în spate. Tractorul acesta îl folosesc numai la oi, la diverse chestii. Dau notificări. Eu cu acest tractor mă ocup numai la animale și arată în curți mici, pentru că n-am ce să fol... n-am... poate mă duc și la pădure cu el. O să-mi împrumut un troliu de la vecin, sau un cumpăr, și voi merge la pădure cu acest tractor frumos să aducem lemne acasă, adică să ajutăm pădurarul. Și în schimb, pădurarul ne va da o sumă de bani. El ne va chema o săptămână să-l ajutăm cu troliul să defrișeze jumate de pădure. Și eu mă voi duce, pentru că nu prea mai am bani. Am plătit și datorile. Și am rămas cu 5.000 de euro în bancă doar. Și troliul costă costă 3.000. Și rămân doar cu 2.000 de euro. Și vreau să-mi cumpăr un tractor mai mare. Dar de ce vreau să-mi cumpăr tractor mai mare? Pentru că vreau să vând acest 445, dar nu-l vând. Vând un tractor din astea. Cel puțin nu vând 445, pentru că am mare nevoie de la muncile astea. Plus că este și mic. Cu acesta pot lucra cu culegătoare. Pot semăna cu semănători mici. În curți mici. Îl pot folosi, pot să-i adaptez și încărcător frontal. Și la asta pot la fel să-i fac, dar la asta nu-l vreau. Nu vreau cu încărcător frontal. Și da. Cam atât, oameni, cu acest episod. Nu uitați un like și subscribe și v-am salutat.